Eurovision. În fiecare an avem parte de Eurovision și în fiecare an mă prefac surprins că încă mai există. Dar de ce să mă plâng? E emisiunea copilăriei, chiar mă uitam. Și am păstrat tradiția. Urmăresc și acum ce se mai întâmplă la Eurovision. Până la urmă e o emisiune entertaining, dar stupidă ca orice alt talent show, unde cel mai puțin important lucru e talentul. Nu o spun așa ca să par eu mai arogant, chiar așa e. La Eurovision contează foarte mult show-ul pe care îl faci, bineînțeles îmbinat cu muzica. Azi o să aflăm care e faza cu participanții României la Eurovision, de ce nu ne-am calificat și cine a ieșit câștigător anul ăsta. Dacă vedeți un buton roșu pe care scrie subscribe, să-l apăsați pentru că unii dintre voi nu sunteți abonați. Joi a fost semifinala, acolo unde a participat România, în frunte cu Teodor Andrei, cu piesa Degete. În selecția națională, când a și câștigat să meargă mai departe, numărul lui era mai amplu, să zicem. Avea un chitarist, un basist în spate, două dansatoare pe lângă el, de zici că era connector la zilele orașului Bopteni și părea că au ei idee ce fac pe scenă. Ba chiar actul lor s-a terminat cu Teodor smulgându-și hainele de pe el în cel mai neartistic mod, iar pe pielea lui ce credeți că scria? Make love not war. Penibil, n-ai cum. Hai că n-are rost să fiu rău, omul ăsta are 18 ani. Cântă decent, are un range vocal bun, însă nu era pregătit de Eurovision, s-o spunem pe aia dreaptă. A avut emoție, de înțeles, dar nu-i cazul să săriți acum pe el. Pentru alții a fost deranjant vizual când au observat că e doar o tentativă de a reproduce un număr care a avut succes acum 2 ani. Mă refer la Maneskin. De acolo pare că și-a luat influențele, mai ales la capitolul look. În rest, piesa e un Ștefan Bănică Junior type beat. Oamenii care se uită la Eurovision an de an țin cont de detaliile astea. Un alt lucru adus în discuție în comentarii e limba. De ce a cântat în română și în engleză? Nu cântărește mai mult în fața celor care votează că ai băgat versuri în engleză care pot fi înțelese de mai multe popoare. Trebuia să aleagă una din două. Oricum au fost atâtea cazuri când au câștigat melodii cântate în limba țării respective, dar și în engleză. Dar dacă mă gândesc mai bine, nu contează limba, dacă piesa e bună, o să câștige oricum. Cu bune, cu rele, Teodor Andrei a mers mai departe în semifinală, iar acolo numărul lui nu a fost așa cum l-ați văzut voi mai devreme. De data asta a cântat singur pe scenă, cu excepția finalului, unde apare o tipă și dansează pe lângă el. De-aia a ieșit sec și greu de văzut, pentru că efectele de pe ecrane nu au putut ajuta cu nimic. Ce credeți, au căutat lava green screen pe YouTube și aia au pus. Nu e vina lui Teodor aici, nu o gândiți așa, că am tot văzut prin comentarii că e luat la mișto. Să nu uităm și de cei din spate, din organizare, TVR1, care se ocupă de deciziile astea cu show-ul de pe scenă. Nu înțeleg de ce anul ăsta au decis să renunțe de tot la el. Iar rezultatul a fost pe măsură, pentru că piesa nu a mers mai departe. Anul ăsta România nu a ajuns la finala de la Liverpool. Luați în calcul că TVR-ul a avut buget imens, în jur de 300.000 de euro, așa că ei au putere de decizie asupra actului de la Eurovision, nu un băiat de 18 ani, pe nume Teodor Andrei. El a jucat după cum i s-a spus. Foarte probabil că s-a îmbrăcat după cum i s-a spus. Îl mai luau oamenii la mișto că s-a îmbrăcat prea gay când omul are gagică. S-a îmbrăcat exact de Eurovision. Am mai spus asta odată, nu știu cum se face, dar moldovenii mereu înțeleg mult mai bine concursul. S-a văzut în clasamentele din anii trecuți, dar și anul ăsta când au trecut mai departe în finală cu o piesă foarte bună cu titlul Soarele și Luna. În 2023, lupta a fost strânsă între Lorin din Suedia, care a câștigat în 2012 cu Euphoria, și Finlanda cu Cha 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 de la Karia, Karicia. După ce a fost afișat punctajul publicului, Lorin a câștigat pentru a doua oară Eurovisionul. 243 points. We have a winner. Cei care au câștigat inimile oamenilor, cum se spune, au fost finlandezii care au pierdut la limită. 243 points. Aici mi-a părut și mie rău că nu au câștigat, pentru că Lorin a mers pe aceeași rețetă din 2012, o melodie foarte asemănătoare cu ce a scos atunci. Dar a funcționat, a câștigat, fiindcă la voturile juriului a luat 12 puncte de la atâtea țări. Săraca i-a obosit mâinile de cât a mulțumit la fiecare țară. Sweden with 277 points. Twitter-ul e plin de postări în care vedem nemulțumirea audienței. Se fac și în momentul de față mimuri care susțin că finlandezii erau adevărații câștigători. Asta s-a văzut încă de aseară din public. Gazdele abia au putut să-i calmeze. Chiar erau vizibil deranjați că toți strigau cea, 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 cea.
Just seven. Yeah, he got the 12, you're quite right. Just seven juries left. Okay, we're going to take a look at the top three. Graham Norton is speaking, for God's sake. Look, but they're very excited, and rightly so. Right, in third place. Melodia lor a devenit virală, până și Speed a reacționat la ea. Au mai fost faze dubioase la Eurovision, cum ar fi Croația, cu un cântec despre care unii au spus că face referire la Putin și război. Mama, copilă, tractoram. Nu știu ce să zic despre asta, dar mie pur și simplu mi s-a părut că sună oribil. Printre altele apare Andrew Tate și omul ăla din animația de pe Cartoon Network când a fost secuit, sau momentul în care o tipă din echipa Portugaliei făcea asta live la TV. Astea au fost câteva din momentele Eurovision 2023. Să mai scrieți și voi în comentarii dacă am ratat ceva. În legătură cu Nostalgia 2, vă reamintesc ca în ultimul episod, de data asta pentru persoanele noi care se apucă de server, chiar acum. În descriere veți găsi și un link să vă înregistrați. Evenimentul ăsta oferă recompense din 10 în 10 nivele, mai exact la nivel 10 veți primi costum, frizură, skin, armă, mount, pet și două ceasuri pentru începători care vă oferă boost de damage. Ca să beneficiați de eveniment, e nevoie să vă faceți un caracter și să creșteți. La fiecare 10 nivele veți primi automat recompense. Așa că vă așteptăm pe server. Și abonați-vă la canalul de YouTube Nostalgia 2. O să postăm content și pe acolo împreună cu Venger și Tekeș.